Salut! Voi face tragerea sorții pentru tableta Prestigio Multipad 4 Diamond 7.85 și îmi cer scuze pentru întârziere, a fost o perioadă foarte aglomerată, dar până la urmă facem tragerea la sorți și vedem cine a câștigat. Ați avut condițiile de înscriere pe site, erau foarte simple, nu le mai repet. Am avut peste cei care au împlinit condițiile, au fost sau strâns, să zic așa, peste 290 de comentarii, peste 290 de persoane care au comentat și au respectat regulile concursului. Ne uităm un pic peste lista, ca să vedeți că v-am pus pe toți în această, v-am pus pe toți aici. Să nu existe vreo discuție în acest punct de vedere. Observați. Mă rog, face scroll foarte rapid. Sunt foarte multe persoane, dau așa ca idee mai mult, să vedeți că am trecut pe toată lumea, nu a fost nimeni scăpat de aici. Mulțumesc tuturor pentru faptul că v-ați înscris la acest concurs și de luni pornim un alt concurs cu un alt, de data asta cu un smartphone Prestigio. Toate comentariile le găsiți pe site, toate persoanele care s-au înscris. Avem în total 293 de comentarii. Observați, 293. Facem tragerea la sorți cu random.org între 1 și 2, 9, 3. Îi dăm, deci observați, da? Dăm generate și a câștigat numărul 50. Hai să vedem cine a pus comentariul cu numărul 50. Numărul 50. Ildico. Numărul 50. Ildico Sabo, care a ales Multipad Visconti Pro. O să-i trimit un mail și o să-i trimit tableta de luni. Felicitări lui Ildico Sabo. Mulțumesc tuturor pentru comentarii, mulțumesc tuturor pentru participare, vă aștept în continuare pe gadget.ro. Îmi cer scuze pentru întârziere care mi-a făcut tragerea la sorți, vă doresc să aveți o zi cât mai frumoasă. La revedere!